Dragi prieteni, sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă sănătate, clipe minunate alături de cei dragi, pace, iubire și bunăstare. Sărbători pascale luminate! Dragi prieteni, de aici, de la Iași, din inima Moldovei, din capitala spirituală a României, vă urez tuturor sărbători cu drag de viață și cu bine în suflet. Sper ca în aceste momente de sărbătoare să vă simțiți binecuvântați, iubiți și să aveți speranța într-un viitor frumos. Vă doresc sincer să primiți cu inima deschisă lumina Învierii Domnului și să aveți un Paște binecuvântat. Hristos a înviat! Dragi eșeni, cu ocazia sărbătorilor pascale vă urez multă sănătate, să vă bucurați de aceste zile minunate alături de cei dragi. Sunt convins că alături de dumneavoastră în momentele acestea frumoase au venit și cei care poate în ultima perioadă au fost plecați din țara noastră. Noi suntem aici acum pentru a găsi cele mai bune soluții, în așa fel încât atât cei care locuiesc în județul Iași, dar și cei care sunt plecați din județul Iași, să se întoarcă acasă gândind împreună soluții pentru a avea servicii publice de calitate. Vă urez și pe această cale sărbători cu bine, multă sănătate și să ne revedem sănătoși în teren ori de câte ori avem ocazia. Hristos a înviat, vă urez sărbători pascale binecuvântate! Îmi doresc ca Sfintele Sărbători Pascale să vă găsească sănătoși alături de familie și de cei dragi dumneavoastră. Este o sărbătoare a păcii, iertării și a jertfei Mântuitorului. Să fiți binecuvântați prin dragostea lui Iisus Hristos, al cărui sacrificiu pentru noi îl pomenim în aceste zile. Un Paște fericit! Vă doresc ca sărbătorile pascale să vă găsească alături de cei dragi, în armonie și înțelegere, iar minunea Învierii Domnului să dăinuie în inimile tuturor, să vă lumineze viața și să vă aducă renașterea credinței cu bunătate și căldură în suflet. Paște fericit! Dragi pășcăneni, cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, vă doresc sănătate, bucurie, liniște sufletească și armonie alături de familia dumneavoastră. Să uităm în aceste zile de frământările și problemele cotidiene, să fim mai buni, mai generoși cu cei aflați în dificultate și să nu ne pierdem speranța în bine. Hristos a înviat! Sărbătoarea Paștelui este una dintre cele mai frumoase din calendarul creștin. Tradițiile specifice acestei perioade sunt păstrate cu sfințenie atât în lumea satului tradițional, cât și în spațiul urban. Vă doresc ca lumina sărbătorilor pascale să vă umple inimile și să vă aducă pace și armonie în sufletele dumneavoastră. Să aveți sărbători binecuvântate! Hristos a înviat! Sfintele sărbători ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să ne găsească mai buni cu noi și cu cei din preajma noastră. Să ne găsească mai înțelepți în tot ceea ce facem, să ne găsească mai milostivi cu cei care sunt în nevoi și necazuri, să ne găsească mai smeriți, să ne găsească mai credincioși întru Domnul Iisus Hristos. Sfânta Lumina Învierii să ne aducă multă bucurie, multă sănătate, să ne aducă multă dragoste și multă iubire, pace și prosperitate. Hristos a înviat! Dragii mei, sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă în case multe bucurii, sănătate și împliniri alături de prieteni și de întreaga familie. Să vă bucurați împreună de aceste sărbători pascale, să aveți un Paște fericit și Hristos a înviat! Transmit tuturor credincioșilor ortodoxi din comuna noastră, Strunga, ca învierea Domnului să aducă bucurie în suflet alături de cei dragi lor, părinți, bunici sau copii. Hristos a înviat! Thank you.
Dumnezeu.